Bună ziua tuturor! Suntem în Parcul Sebastian, unde este organizat evenimentul ocazionat de ziua adopției de către Tsubis Kids și Alianța Fără Orfan, Fără România Fără Orfan. După cum puteți vedea, sunt evenimente cu copii, prin care se atrage atenția asupra faptului că în România sunt atât de mulți copii care încă așteaptă o familie. Sunt muzica pe care o auziți, nu este neapărat cea a evenimentului. Sunt și alte evenimente în Parcul Sebastian. Voi vorbi mai tare în speranța că mă veți auzi. După cum vedeți, sunt animații pentru copii, face painting, se pot face fotografii, sunt ateliere de pictură și mesajul transmis de către organizatori este: oferă și tu unui copil o familie. La rândul, ca persoană atașată față de cauza adopției în România, tot ce vreau să transmit este ca oamenii să-și deschidă sufletul pentru a adopta copii, iar autoritățile să facă în așa fel încât acești copii să poată fi și adoptabili, pentru că, după cum știm, aceasta este una din problemele importante, și anume faptul că, din păcate, foarte mulți copii rămân prizonieri în sistem ani de zile și nu ajung niciodată să fie adoptați. M-am bucurat să întâlnesc la eveniment membrii ai grupurilor SOS Infertilitatea, ai grupului de adopție, precum și parteneri din Alianța România Fără Orfani. Sunt aici. Am întâlnit-o pe Luminița cu cele două fetițe ale ei. Ultima dată când ne-am întâlnit avea doar o fetiță, între timp are două, de se poate. Mă întrebam cât a durat, mi-a spus vreo 3 ani. Dar se poate, are o fetiță superbă care îi seamănă. Este și Cristina aici. Scrie Diana că procedura este anevoioasă, știm. Știm asta. Repet, muzica nu este a evenimentului Alianței, este o muzică pe scenă, pur și simplu. Bună ziua, domnule Ilie, suntem live pe Facebook. Felicitări pentru eveniment. Da, am spus că muzica nu ne aparține, dar copiii, da. Ce scuze, că mai și tușesc. Am lansat, ca de obicei, un apel și pentru adopție, dar și pentru declararea mai rapidă a adoptabilității de către autorități. Suntem împreună la asta. Mulțumesc mult! O zi bună! După cum vedeți, se fac fotografii. Am făcut și eu cu fiica mea. Cei mici... astăzi, uite, Cristina Ionicescu. Cristina Ionicescu, de altfel, este prezent aici. Era cu un cărucior cu doi copii din aură, care nu erau a ei. Copilul ei este mare. Dar sunt și copii mici aici. Repet, ziua copilului adoptat. De fapt, eu cred că copiii adoptați, iată, sunt norocoși, pentru că a fost ziua lor și ieri. Este ziua lor și azi și, sincer, ar trebui să fie în fiecare zi. Și ar trebui să fie cumva, poate s-ar gândi cineva să facă și ziua copilului care nu poate fi adoptat. Și atunci nu ar mai fi un eveniment atât de vesel, pentru că, din păcate, ar fi ziua foarte multor copii. Dar nu vreau să închei această transmisie în direct pe o notă tristă. Sunt aici copii, sunt aici părinți, sunt aici persoane care vor să adopte și sunt persoane care erau pur și simplu în parc și poate că vor fi sensibilizate. Prietenul meu, Dragoș, care este undeva cu motocicleta lui prin Europa, îmi spune că ne urmărește cu drag din toată Europa. Da, Dragoș, salutări blondei. Să știți că blonda e motocicleta lui, în ciuda aparențelor. Bun, repet, cred că voi încheia cu un prim plan pe acest tricou. Oferă și tu unui copil o familie. La revedere, numai bine tuturor!